Golgota, la București. Și-au venit musafiri din toate colțurile lumii. Biserică mare, 1000 de oameni. Și li s-au dat minute să se prezinte, să aducă salutările din partea bisericii de unde vin. Au venit oameni de la Washington, de la New York, din toate părțile lumii. Și s-au prezentat și apoi mi-a venit să predic. I-am întrebat pe oamenii de acolo dacă au auzit de Washington, de New York și oamenii au răspuns afirmativ. Dar de nebun, ați auzit? I-am spus, ne-am spus. Și au zis, nu, na, de acolo vin eu. Nepostul este o localitate între Năsăuți și St. George's Bay. Stațiunea Hebe St. George's Bay, pe marginea Someșului Mare, mai spre obârșia lui, spre poarele munților Orblei. Nu-i determinant să știți unde e nepostul. Ceva din istoria numelui ați auzit. A fost chiar mai complet salutul acesta, salve parve omului nepos. De aceea sunt câteva localități care și-au primit numele din salutul acesta pentru nepoții romei. Și noi avem nepostul înainte în localitatea se numea Vărarea sau Varului, de la niște oameni care au venit din zona sașilor, dinspre Bistrița, să văreze cu animalele în zona noastră și au rămas acolo, așa că am primit numele de Vărăreni și apoi mai târziu, sigur, după Imperiul Austro-Ungar încoace, am primit numele acesta de nepoții Romei de nepos. Dar, ori de unde am fi, mulțumim că Dumnezeu ne-a dat viitor și ne-a dat nădejde și mulțumim că știm unde ne ducem. Încolo, de pe unde venim și unde și cum ne-a prins harul lui Dumnezeu, nu-i determinant în economia mântuirii noastre. Aș vrea să vă citesc un cuvânt al lui Dumnezeu și mulțumesc și corului și tuturor că ați cântat cumva potrivit cu foaia de parcurs a vremurilor înspre sărbătorile pascale. Haideți să ne ridicăm să citim un cuvânt în Evanghelia după Ioan. Unul dintre cele mai cunoscute texte din Biblie care încapsulează în el și versetul de aur al Bibliei. Evanghelia după Ioan, capitolul 3, începând cu versetul 14. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul, urăște lumina și nu vine la lumină, ca să nu îi se vădească faptele. Dar cine lucrează după adevăr, vine la lumină, pentru ca să îi se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Amin. Vă invit să vă așezați. M-am tot uitat după ceas, nu-l aveți. Nu știu, sunt destul de dezorientat deja și șoptiți-mi când să tac și am și spus amin. Eram într-o biserică a fraților pentecostali, un colos și programul a fost foarte lung înainte de predică, s-au cântat, s-au spus poezii și fratele care conducea programul mă îndrăgea el și ar fi vrut să am timp să predic și a dat seama însă că nu se mai fie timp de predică și că timpul s-a cam dus și el era destul de în vârstă, s-a ridicat cu mine deodată să mai înșochească ceva la ambon și mi-a spus, nu te uita la cea să întunece Duhul Domnului. S-a auzit și ca o bombă în adunare pentru că o spus asta cu nasul microfon. Când m-am uitat la ceas, ceasul era pe venghe, pe balconul era destul de mare, pe o deschidere foarte mare. Pe venghe, un ceas mare, cât o roată de car de culoare albă. Și i-am spus, na, și dacă aș vrea să-l sfidez, mai degrabă mă sfidează el pe mine, e prea mare ceasul ca să pot să plec peste el.
În dimineața asta însă ne uităm la cuvântul acesta, un cuvânt foarte cunoscut, știm foarte multe despre el, însă textul acesta este într-un mod imperios necesar să fie interpretat în lumina altui text la care face referire textul acesta. Am putea să îi dăm interpretare fără să apelăm acolo, dar am putea să dăm greș în interpretarea pe care am avea-o. Textul din Descălecat ne spune, apelează la un text din Cartea Numeri și zice că înălțarea Domnului Iisus Hristos pe cruce trebuie interpretată la fel cum a înălțat Moise șarpele în pustie. Vă citesc textul acesta din Cartea Numeri. Sunt ferm convins că îl știți, doar îl împrospătesc în memoria dumneavoastră, în mintea dumneavoastră. Uitați-vă ce zice Cartea Numeri, textul la care face referire versetul 14 din Ioan, capitolul 3. Vă citesc și textul acesta, este relativ scurt, Numeri 21:4. Zice, au plecat de la muntele Hor, pe drumul care duce spre Marea Roșie, ca să ocolească țara Edomului, poporul și-a pierdut răbdarea pe drum și-a vorbit împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise, pentru ce ne-ați scos din Egipt ca să murim în pustie? Căci nu este nici pâine, nici apă și ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă. Atunci Domnul a trimis împotriva poporului niște șerpi înfocați care au mușcat poporul așa încât au murit mulți oameni în Israel. Poporul a venit la Moise și a zis, am păcătuit căci am vorbit împotriva Domnului și împotriva ta. Roagă-te Domnului ca să depărteze de la noi acest șerp. Moise s-a rugat pentru popor. Domnul a zis lui Moise, fă-ți un șarpe înfocat, spânzură-l de o prăjină, oricine este mușcat și va privi spre el, va trăi. Moise a făcut un șarpe de aramă și l-a pus într-o prăjină, și oricine era mușcat de un șarpe și îl privea spre șarpele de aramă, trăia. Amin. Ei, când ne uităm la textul acesta în Evanghelia după Ioan, Duhul lui Dumnezeu ne obligă să ne uităm la felul în care a operat Dumnezeu în vremea lui Moise și așa să înțelegem felul în care ne mântuie răstignirea sau lucrarea ispășitoare a Domnului Iisus Hristos. Cele mai mari aberații pe care le-am auzit, le-am auzit cu privire la moartea Domnului Iisus Hristos. De altfel, aș vrea să vă spun că sunt câteva filozofii despre lume și viață care au început să aibă priză și în adunările noastre. Prima dintre ele, un trend al vremurilor noastre, nu-i nou, dar a fost reactivat de spiritul societății noastre, este secularismul. Când spun secularism, mă refer clar la o măsură de timp, la secol, că de acolo vine numele, dar cu referire expresă la viacul de acum, la lumea de acum. Este acea gândire care își orientează planurile și filozofia de lume și viață fără să apeleze la Dumnezeu. Este tipul acela de gândire care nu ia în calcul, în direcții, în drumuri, în planuri, în proiecții de viitor pe Dumnezeu. Este lumea aceea fără Dumnezeu. O a doua mișcare foarte periculoasă este păgânismul. Păgânismul nu exclude în totalitate existența lui Dumnezeu, ci doar îl așează pe Dumnezeu alături de lumea de zeități. Și Dumnezeu este unul dintre mai mulți. Așa se face că, de pildă, deși ești pocăit în adunare, deși te temi de numele Domnului, te trezești ascultând horoscopul. Și este o formă primară, dar periculoasă, a păgânismului pe care îl trăiesc mai ales surorile. Ele sunt mult mai sentimentale, stă și ciulește urechea. Am fost undeva într-o biserică, cineva m-a așteptat la ușă și mi-a spus, ce sunteți? Am zis, baptist. Nu, mă înțelegeți, deci, sunt pastorul meu. Băi, frate, mi-a zis. Adică, am început să râd. Chiar isteric am început să râd, eram în ușă. Pastorul mi-a spus, ce s-a întâmplat? Îți spun după. Zic, aici m-a prins, sunt foarte descoperit. Nu știu. Zim data și că să asocieze stilul cu zodia. E păgânism infiltrat într-un mod extrem de
Cineva îmi spunea, zice, frate Marcel, eu lucrez într-un birou de contabilitate, la birouri diferite, dar în același spațiu lucrează tot felul de doamne contabile care fac slujba zilnic acolo. Și întotdeauna toate sunt nepocăite, eu sunt pocăit între ele, șeful biroului ăluia, și îmi spunea, râdeam de ele când se făcea liniște în încăperea aceea, că începea să se manifeste păgânismul acesta. Și toate ciuleau urechile să le vină rândul și sorocul. Și spunea el, eu totdeauna aveam un cuvânt prin care le luam așa, pe un ton zetrimitor. Dar știi ce mi-a spus? Știi ce s-a întâmplat după ani de zile? Mă trezeam că și eu ciulesc urechea când îmi vine rândul. Și de aceea cred că Dumnezeu a spus, atenție la paguba asta uriașă. Fiți foarte atenți la felul în care sunteți mântuiți. O a treia mișcare, cea mai periculoasă, e mai periculoasă pentru că are porniri din Scriptură. Este forma aceea de misticism mesianic. Este, te uiți la el, își lasă barbă, apoi își ia o pălărie mare neagră, pantaloni largi pe el, aproape că îți vine să-l chem să spună ce te-ai. Și te întreb ce-i cu el. Ce s-a întâmplat cu el? Îl chem la o masă, dar nu mănâncă. Vrea o salată, problema cu salata e că ești flământ și până vine și după ce vine. Și stai și te întreb ce-i cu el. N-am nimic cu cei care poartă barba așa ca să fie cool. Am o problemă cu cei care poartă barba ca să fie mântuiți. E o mișcare extrem de periculoasă pentru că ea subminează ideea suficienței Harului. Ea pune în balanță, pune în discuție dacă jertfa lui Hristos e suficientă sau nu. Deși pare extrem de banală în fază incipientă, pe parcurs îți dai seama că ai o problemă. Îl auzi spunând numai că vine duminica, dar eu și duminica și sâmbăta. Și cu oameni de genul acesta deja încep să ai o problemă. De aceea texte ca acestea vin să lămurească oare cum ne mântuie pe noi Dumnezeu. Numai că textul din Numeri 21 vine să ne spună trei ipostaze în care este imposibil să fii mântuit. Este imposibil să fii mântuit. Și primul lucru sau prima stare în care este imposibil să fii mântuit este aceea că este imposibil să fii mântuit dacă nu recunoști că ai o problemă. Primul lucru care s-a întâmplat în Israel a fost că au venit șerpii printre ei din pricina neascultării lor și toți cei mușcați trebuiau să recunoască că au o problemă. Și că problema fundamentală a ființei umane nu este integrarea în spațiul Schengen. Nu este problema economică a lumii care trăim. Că problema fundamentală a societății umane este problema păcatului. E problema păcatului și a morții. Și că oamenii care nu vor să recunoască problema aceasta, n-au cum să fie mântuiți. Este imposibil să fii mântuit că Iisus Hristos a fost înălțat, cum a fost înălțat șarpele în pustie? Pentru o problemă acută a ființei umane. Pentru problema cea mai stringentă a oricărui evreu care călătorea în drumul lui, în dorința lui de a ajunge în Canaan. În dimineața asta, măcar că ești botezat de ani și ani, numai tu știi ce e în mintea ta, în inima ta, numai tu știi cum arată credința și pocăința ta. Dacă nu recunoști că ai o problemă, este imposibil să fii mântuit. Sunt oameni care au o predispoziție extraordinară în a masca lucrurile, în a spoi lucrurile. Este vorba aceea celebră în latină, de unde avem noi cuvântul sincer, în lumea antică latină mai ales, spațiul acesta roman, că tocmai am vorbit despre nepoții romii, oamenii aceștia făceau vasele de lut, vasele romane, și astăzi mai cumpărăm de pe piață vasul roman de lut, și se duceau să le vândă la piață. Numai că procesul acesta al facerii vasului de lut presupunea, după ce l-ai luat de pe roată și l-ai pus la uscat, vasul acesta de lut trebuia pus într-un proces de ardere,
de uscare în cuptoare. În timp ce erau uscate în cuptoare, foarte multe din vasele acestea se crăpau, se fisurau. Și oamenii au început să aibă pierderi în afacerea lor. Așa că au gândit o tactică să reducă la minim pierderea aceasta și au început să spoiască vasul pe din afară și pe dinăuntru cu ceară. Un scuceară masca fisura aceea din vas, omul se ducea cu vasul la piață, unul fără minte îl cumpăra, se ducea acasă, îl punea la foc, la căldură, ceara se topea și dădea pe față adevărata valoare a vasului. Când oamenii și-au dat seama că sunt înșelați, au gândit o tactică, o tehnică de a descoperi fisurile acestea din vas. Așa că cumpărau vasul de lut, dar puneau în el flacără aprinsă. Flacăra aprinsă, înturnau cu susul în jos, puneau flacără în el și flacăra asta da învideat fanta de lumină, ceară. Și spunea, vasul ăsta nu-i sine cera. Vasul ispoit nu-i sine cera. E adevărat că ai venit în dimineața asta aici și numai tu știi care sunt spoierile. Nu vrei să recunoști că ai o problemă, nu vrei să dai în bileac falsa credință și pocăința goală, ieftină de 2 bani, care nu te-o schimba niciodată și este imposibil să fii mântuit dacă nu recunoști mușcătura asta. Imaginați-vă vreun evreu mușcat care să spună, bă, eu nu spun. O să vedem, peste un an de zile spun. În 15 minute ăsta am mușcat și ce se întâmplă cu el. O ia. Problema e atât de gravă, păcatul e atât de grav, păcatul îți mutilează viața. Când ne uităm în Psalmul 32, David vorbește despre fericire. Noi suntem mari căutători și consumatori de fericire. Și David zice că fericirea ține de rezolvarea problemei acute pe care o are ființa umană și asta e păcatul. Și dacă Duhul lui Dumnezeu te scapă de Duhul de viclenie care acoperă păcatul, care îl spoiește cu ceară, în dimineața asta ceara e de ordin religios, așa. Adică luăm toți o față ultra-bisericească, ne-am echipat de biserică. Când eram copii, cunoașteți afirmații de genul ăsta, așa, zice, hainele de biserică, știți ce e mai vârstă, așa. Și astea sunt hainele de biserică. Cu asta nu te puteai, n-am dreptul să ieși din casă, mă înțelegeți? Astea, duminică ai ajuns la biserică, ai venit, e primul lucru din ușă, începi să le dai jos și le pui, de astea nu te mai atingi. Noi am fost 4 băieți acasă și știți când ești unul după altul, eu sunt al treilea din cei 4 și purtam toți pantalonii lor la mai mare. Când ajungeai la faza aia, îți picau pantalonii. Ce era interesant, mama îmi dădea câteva după cap și eu ținu pe aia doi și tu i-ai rupt. Și am încercat să-i spun că nu, putreziți-o. Dar mama n-a acceptat. M-am spune, cum adică pe doi o ținu și tu i-ai rupt? Mai era unul și scăpam. Ce vremuri. Dar ce vremuri faine mai putut fi. Hainele de biserică. Astea le punem peste noi și avem senzația că vasul ar fi curat și bun. David când se uită la problema păcatului, zice, păcatul îți mutilează viața. Și iată cum descrie el deformările pe care le produce păcatul. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta venit. Gemeam zi și noapte. Am devenit bolnav în suflet și am devenit bolnav în trup. Păcatul îți mutilează viața, îți desfințează ideea de viitor și nădejde. Și dimineața asta bine ai făcut că ai venit aici. Focul Evangheliei este pus în vas. Dacă nu lași focul Evangheliei, va veni focul dreptății care va da pe față iluzia asta pe care o trăiești. Unii oameni trăiesc o iluzie că ar fi cum trebuie. De pildă bisericii din Laodiceea, Duhul Domnului spune una din cele 7 din Asia, ăștia ziceau, gândeau despre sine așa, sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de niciun bine. Știi ce zice Domnul? Este versiunea lor. Versiunea lui Dumnezeu o zice, ești sărac, ești nenorocit, sărac, orb și gol. Vino să cumperi, traduce Cornilescu, doctorie de la mine pentru ochi să vezi că nu vezi adevărata ta stare. În dimineața asta, textul acesta zice,
Fiul omului a fost înălțat cum a înălțat Moise șarpele în pustie pentru o problemă serioasă, cea mai serioasă a ființei umane, care ține de viață și moarte. Dar este imposibil să fii mântuit dacă nu recunoști că e o problemă. De aceea noi cântăm cântări superbe așa cum sunt, la tine vin, putere n-am, smerit mă închin, mă spală în sângele-ți divin, o mielule, eu vin. Te rog să te oprești din tragedia aceasta a falsității. Nu știu care este problema ta, dar știu care e problema mea. Fiul omului, noi vom celebra peste o lună înălțarea lui Hristos pe cruce și biruința lui asupra morții. Dar este imposibil să fii mântuit dacă dimineața asta nu le cunoști că ai. Care problema ai? Dacă fugi cu ea de ani și ani, ca David, David spune pericolul, tragedia este că noi suntem tentați să amânăm rezolvarea problemei. Și el zice așa, câtă vreme am tăcut, a fost o vreme în care am încercat să cosmetizez viața mea spirituală. Dragii mei, dacă aș avea un cabinet de cosmetică, să spun, și aș lua de aici din biserică o soră de 60 de ani, și m-aș fi foarte priceput și aș începe să aranjez și cu toate resursele pe care le are un asemenea laborator, de câți ani aș putea să o fac? Să arate. De 40. Zice un frate care e foarte inteligent. Dar seara, când toate cosmeticele astea pică, de câți ani? Ascultați-mă ce vă spun. Când va veni Hristos, toate astea vor pica. Cosmeticile astea spirituale vor pica. M-am dus undeva într-o biserică și o să-ți vezi din patratul ăsta de alegrie și la mământ e miște. După ce jumătate de oră mi-o trăim până mă echipat să fiu apt pentru al meu. Și vei rămâne numai tu omul lăuntric și Dumnezeu. S-ar putea să spun oare sine ce? Oare e ce trebuie sau nu e ce trebuie? Dimineața asta, ascultă-mă, este imposibil să fii mântuit, să fii iertat, spălat, curățit, scăpat, dacă nu recunoști că ai o problemă. Dacă nu recunoști problema din familia ta, valoarea noastră nu e asta de la biserică, e aia de acasă. Aia unde ești împrumășul tăi, soția ta, soțul tău. Am vrut să vin cu Marcela dimineața asta, nu este Marcel și Marcela. Bota, bota de acasă, amândoi am fost așa. Și amândoi din urmă septembrie. Și avem 5 copii. Și aș vrea să vin cu ea. Am plecat tare mult. O iau pentru că ne întâlnim mai rar. Și mai povestim pe drum atunci. Dar ea ar putea spune în biserică, dar și soția ta, predica bună, dar viața mizerabilă. Ai o problemă. Aș fi încântat astăzi dacă ieșim de aici și spune, soră, frate, te salut cu jumătate de gură de ani de zile. Îmi dau seama credința asta nemântuitoare. Stai la cină, cânti în adunare, predici în adunare. Dar tu știi cum arată lăuntru tău. Focul Evangheliei pus în vas, focul dă pe față fesurile. Mai bine să vedem asta și pe față decât să vedea Hristos în ziua aceea. Pe cel ce vine la mine, zice Domnul, departe de mine, pe Domnul. În al doilea rând, cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa va fi înălțat și Fiul omului. Adică, este o singură soluție, una singură, și este imposibil să fii mântuit fără Iisus Hristos. Este imposibil să fii mântuit fără Iisus Hristos. Nu e unul din mai mult, dacă vă uitați în Ioan 1 cu 29, zice că iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Este articol hotărât. Nu spune iată un miel, ci iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii.
Este imposibil să fii mântuit fără Iisus Hristos. Am fost invitat undeva la noi, prin Pennsylvania, într-un oraș, la un concert de colinde. S-au adunat lume într-o casă de cultură, au cântat corul și fanfare și a fost superb înainte de Crăciun. Și am avut un mesaj pentru audiența de acolo. Și apoi am ieșit niște voluri imense și am socializat, am stat la un ceai și... Și a venit un domn la mine extrem de elevat, în vorbire și oficial, așa, și mi-a spus: domnule, la noi în zona aici este un loc de pelerinaj european. Aici odată pe an vin oameni, zeci de mii de oameni. Drumul spre punctul apoteotic al închinării se face pe coate și pe genunchi. Foarte mulți oameni fac asta. Însă drumul ăsta e pavat cu piatră cubică, parte din el și parte cu griblură. Antebrațul tot mi-a spus și tibia, lava piciorului, toate au fost sânge, numai pentru că l-am făcut așa. Și dumneata vrei să spui că totul e în van, totul e zadarnic? Pentru că deja ne-am înconjurat și alți oameni care asistau la discuția asta, i-am spus: trăiți o mare iluzie. Nu prin rănile dumneavoastră sunteți stămăduit. Este imposibil să fiți tămăduit fără rănile Lui. De aceea Isaia a strigat din toți plămânii: pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El. Și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Când mă uit la povestea din Numeri și când mă uit la înălțarea Fiului Omului, înțeleg că este singurul care poate oferi mântuire. Și că este imposibil să fii mântuit fără El. În timp ce predicam undeva într-o biserică despre ceea ce a afirmat Petru în Fapte cu 12, în nimeni altul nu este mântuire, s-a ridicat un domn, care era profesor de filozofie în Cluj, nu era credincios atunci, dar acum este, și mi-a spus: domnule, dați-mi un argument pe care s-ar fi putut baza Petru când a făcut afirmația din Fapte 4 cu 12, despre care vorbiți acum. Dar nu unul că el a umblat cu Domnul și că îl știa, unul care să treacă ca un fir roșu prin istorie. Și am spus: textul pe care s-a bazat Apostolul Petru când a spus în nimeni altul nu este mântuire, este în Geneza 3 cu 15. Vă rog să-l proiectați, subliniați-l gros în Biblie. De aceea nu este mântuire în nimeni, pentru că el, sămânța femeii, singurul care poate zdrobi capul șarpelui. Nu femeia va zdrobi capul șarpelui, nici tatălui adoptiv, nici măcar de unul dintre sfinți, și vrăjmășia asta va fi biruitoare între sămânța femeii și șarpe, pentru că sămânța femeii e singura autorizată să zdrobească capul șarpelui. Și ăsta este Hristos Domnul. Cum Moise a ridicat un singur șarpe, tot așa va fi înălțat și Fiul Omului ca singura soluție validă pentru problema acută a dumneavoastră și a mea, problema păcatului și implicit a morții. A trăit un mare bărbat, mulți ani în urmă, pe nume Cosby, un mare gânditor danez, care a spus că dacă problema morții ar putea fi rezolvată, viața ar putea fi redefinită. Și a zis: basmul tinerețe fără bătrânețe și viața fără de moarte ar fi realitate. El n-a știut sau n-a vrut să recunoască că Iisus Hristos a venit să rezolve problema morții și să redefinească viața. Știți cum a redefinit Apostolul Pavel viața în lumina jertfei lui Hristos? Pentru mine a trăi nu-i a avea. Pentru mine a trăi este Hristos, și când a trăit Hristos, moartea devine un mare câștig. Trăim vremea aceasta extraordinar de păguboasă, când s-au înserat printre noi oameni de mult, zice, scriși cu fierul roșu, oameni care ne spun că harul nu-i suficient, că nu-i de ajuns, că ar mai trebui adoptat o anumită zi din săptămână,
dragii mei, pentru că împărăția lui Dumnezeu nu e mâncare și băutură, ci este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt, de aceea nici nu poți câștiga cu mâncare. De-aia cu de dulce, cu de nu știu ce, nu câștigi ce. Vă recomand să mâncați sănătos. Eu n-am nicio problemă, pot să mănânc, să nu mănânc, așa arăt de când m-am căsătorit. Marcela îmi spune că nu-i bună oglinda în baie, că femeile spun că două articole din baie nu reflectă realitatea, cântarul și oglinda. Se spun, numai pe tine nu te arată bine. Când apar tu în față și face deformări, eu mă arată cum mă vezi. Când te uiți în oglinda asta, împărăției lui Dumnezeu astăzi, îți dai seama că s-ar putea să ai probleme. Noi spunem într-o cântare mai veche, poate la noapte sau mâine, poate s-ar întâmpla să vii. Este cel mai grandios eveniment pe care biserica îl așteaptă, revenirea lui Hristos. Haina e pătată, lumea curată. Ce fac eu și dumneavoastră dacă vine? Copilul meu de 9 ani m-a întrebat, tată, tu chiar crezi că vom merge în cer? Nu știu, pe mine mă interesează serios, am întrebat-o și pe profesoara de religie. Și ce ți-o zis profesoara de religie? Eu zic, o citit undeva că merge. Deja m-am gândit să-l retrag din la religie. E mai citește pe undeva, zice că nu mai merge. Creștinismul e o mișcare, e o gândire a certitudinilor pe ce noi. Noi nu bănuim. Apostolul Pavel obișnuia să spună, știm că dacă se desface, 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 1, știm că dacă se desface casa cortului nostru trupesc, dacă era român, zicea, nu știe nimeni, poate că nu vine nimeni de acolo, nu știe nimeni, dar nu era. Asta era român, nu ne pot. Și roman, că era evreu. Dar zice, știm că dacă se desface cortul, observați jocul de cuvinte specific gândirii pauline, filozofiei lui, avem o clădire în cer. Ca să te ajute să pricepi că cine n-ar da un cort pe o clădire? Cine n-ar da? Adică e ca și cum Hristos spune în adevărata locație, veți ajunge numai după. Dar noi știm asta. Este imposibil să fii mântuit astăzi și oricând fără Iisus Hristos. Și de aceea 1 Ioan capitolul 5 zice că Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață știți unde a pus-o? În Fiul Său. Cine are pe Fiul, oamenilor le trebuie viața, dar nu-L vor pe Fiul. Aș vrea să ne dezmeticim dacă cumva trăim iluzia aceasta a unei false spiritualități, să ne dezmeticim măcar acum, ca să nu ne dezmeticească El atunci. Biblia spune și nu ipotetic, va fi extrem de reală povestea asta, că vor ajunge unii în cer și vor rămâne încremeniți, că Domnul le va spune, nu vă cunosc. Te rog să faci asta pentru că în Matei 24 cu 42, după ce îi se spune că ar trebui să fim gata, 25 și începe cu pilda celor 10 fecioare. Și din pilda celor 10 fecioare îi se spune că la venirea mirelui se va face diferența. Până atunci fecioarele seamănă, toate sunt la fel, noi nu putem constata diferențe semnificative, cel puțin, dar când va veni mirele, într-adevăr, ele se vor diferenția. De asemenea, orice argument invocat atunci nu va fi acceptat ca circunstanța atenuantă în favoarea ta. Nu vă cunosc, mi se va spune. Niciodată nu v-am cunoscut. Eu nu e o problemă de acum, e o problemă veche. Și de asemenea, odată ce mirele vine și trânge ușa, orice dorință de a schimba lucrurile va fi zadarnic, va fi târziu. Nu vi s-a întâmplat să te duci la medic? Te-ai dus cu cineva drag? Ai făcut analizele? Te-ai dus la nu știu ce profesor în Cluj? Îl vezi că iese și el nedumerit? E cu analizele în mână? Tu te ridici, te uiți la fața lui, deja fața lui comunică, știți,
discutăm cu Marcela că în primii ani de căsătorie vorbeam și nu prea ne înțelegeam. Acum, după 26 de ani de căsătorie, am spus, numai când te uiți la mine și știu tot, îți trei propoziții, poate chiar fraze, pe care mi le comunici. De ce? Pentru că deja simțim altfel lucrurile. Când ies în minte și te uiți la fața lui și apoi te apropii de el și spui, privindu-l doar ce e problema, și medicul zice, de-ați fi venit un pic mai repede, mai devreme. Ascultă, măcar că este soluție, este imposibil să fii mântuit dacă nu recunoști că ai o problemă. Deci, iar dimineața asta vrem să ne smerim, să ne pocăim. Zice Psalmul 67, Dumnezeu să aibă milă de noi. Doi. Înțelegi? Nu mă interesează ce faci tu. Este imposibil să fii mântuit fără ce a făcut Hristos pentru tine. El nu-i unul dintre cei care mântuie. Este singurul care mântuie. El este singurul sămânța femeii care strămește capoșatului. El nu doar ne iartă, El în puterea Duhului ne regenerează. Că dacă te iartă, doar unde le iei de la capăt. El îți schimbă viața, de aceea noi numim pocăință să-ți fie drag de bine, dar groază de rău. Că sunt și pentru tine așa. Și mai este ceva ce înțeleg din povestea asta. Cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa este înălțat Fiul omului. Dar uitați-vă ce e interesant și în numele 21, vă recitesc textul și acasă m-aș bucura dacă l-ați aprofundat mult mai mult decât avem noi timpul să facem aici. Uitați-vă ce zice versetul 21, măcar că șarpele era înălțat, Moise a făcut un șarpe de aramă, l-a pus într-o prăjină și s-a vindecat tot. Fantastic cum operează lucrarea Harului și astăzi. Auzi oamenii spunând acum, Domnul Iisus a murit numai pentru voi? Domnul Iisus nu a murit pentru baptiști, penticostali, ortodoxi sau catolici? Domnul Iisus a murit pentru toți. Și măcar că a murit pentru toți, doar unii să vindecă care. Uitați-vă ce zice versetul 9 din numele 21. Moise a făcut șarpele de aramă, l-a pus într-o prăjină, cum a zis Domnul, și încă n-a produs efecte. Și oricine era mușcat de un șarpe și privea spre șarpele de aramă, trăia. Vă puteți imagina două vecine de cort, mușcate amândouă să zică, știi, hai să nu ne ducem la șarpe. Cam auzit eu că și-a început Evanghelia după babe. N-ați auzit oameni care spun, dar nu te înțeleg, ce ai căutat la ăștia? Păi tu nu știi că și mamă ta și străbunii și regele Austro-Ungariei, Iosif al II-lea, tu nu știi, noi așa suntem din neam în neam. De-aia noi avem o problemă românii și prin cântările populare. Cântă românii o cântare că noi suntem români și că noi suntem fiți foarte atenți ce iluzie. Noi suntem pe veci aici. Chiar culme. Pe râie că n-am fost niciodată, dar pe veci. Iluzia aceasta a sărit și în spațiul acesta spiritual și ni s-a spus că dacă te naști între Carpați sau între granițele României, în mod implicit ce ești? Creștin. E adevăr ăsta? Zice, Iisus Hristos nu a murit pentru toți, ba da, și îl slăbim pe Dumnezeu că n-a selectat. De-aia nu cred în predestinare, nu cred niciodată. Eu mie de ori nu și niciodată da. Eu cred că Domnul Iisus Hristos a murit pentru toți. Că i-a închis pe toți într-unul ca să aibă îndurare nu de unii, ci de toți. Dar care să ia toți? Cum să selectează ei? Le-au zis Moise ăștia din partea dreaptă, vă uitați în minutele de la până la altul, dragii mei. Vindecarea, măcar că există soluția, este imposibil să o ai dacă nu vrei. Dumnezeu nu mântuie obligatoriu. Prin anii 200 și ceva, a apărut un bărbat pe numele Augustin, care a inițiat pentru prima dată ideea Harului irezistibil. Și bărbatul ăsta a postulat ideea aceasta conform căreia când Dumnezeu vrea să te mântuie. Te mântuie, vrei sau nu vrei? Așa mai târziu au apărut alții care au vorbit despre predestinare și așa mai departe. Harul lui Dumnezeu
îi ridicat, îi înălțat și stă acolo de 2000 de ani și așteaptă. Așteaptă pe cine? Uitați-vă ce zice Evanghelia după Ioan. Evanghelia după Ioan zice, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piardă. Dar dacă nu vrei să crezi, nu te obligă astăzi. Tu te poți duce acasă fără Domnul. Am fost invitat undeva în țara asta la evanghelizare și am terminat seara aceea de predică și am anunțat dacă vrea cineva să rămână la urmă să ne rugăm pentru el. Au rămas câțiva oameni într-o bancă, în biserică. M-am dus în fața lor, am dat mâna cu ei. Am ajuns în dreptul unuia și mi-a zis, eu m-am născut fără mâini. Am trecut mai departe, să ne ridicăm, să ne rugăm, dar eu m-am născut și fără picioare. Cum te cheamă, Daniel? Câți ani ai? 25 de ani. Cum ai ajuns aici? M-au chemat colegii mei, mi-a spus. Neam de neamul meu, nimeni nu uit. De ce ai rămas, Daniel? Am rămas pentru că ați anunțat în timp ce vorbeați că dacă vrei să duci cerul acasă, raiul acasă, nu străbă mâini și picioare, străbă inimă și de asta am. Ne-am rugat și eu am plecat spre casă, pe drum. Noaptea m-a sunat păstorul și mi-a spus, Marcel, roagă-te, părinții l-au luat pe ciungul ăsta și l-au aruncat în zăpadă afară. Pe străbă pocăință, te duci cu ei. Ei nu știau că în Scriptură spune, nu va fi nimeni care să lase pentru numele meu mamă și tată și să nu primească însuțit în viacul acesta. Și Dumnezeu le dă frate și soror. După jumătate de ani m-am dus acolo la botez. Când mă uit în vârful scărilor, Daniel, într-un cărucior, o hăinuță albă, 50-60 de centimetri de tot. Mă arunc într-o îmbrățișare peste el. Când îl las, îmi zice, dar frate Marcel, ăsta din dreapta e tata și asta e mama. De ce? Că harul lui Dumnezeu este contagios, contaminează casa. De ce merită să duci astăzi soluția lui Dumnezeu? Pentru că ea atinge toată casa ta. Am auzit fraților care s-au rugat, mântuim copiii, nepoții, etc. Ascultați-mă. Când vom mântui Dumnezeu, vă putea muta direct la casă. Raționamentul pivotal pentru care v-am lăsat este să fiți o mărturie pentru ei. Este felul în care Dumnezeu își exprimă dorința de a-i mântui, că te-a lăsat acolo chiar dacă îi suferă conținut. Cum a înălțat Moise șarpele în pustie, așa va fi înălțat și Fiul Omului, pentru o problemă stringentă. Te rog să o recunoști astăzi. Și să spui cu toată ființa ta, așa cum sunt, la tine vin. Pentru că tu ești singurul care ești soluția la problema ființei umane. Că este imposibil fără El să fii mântuit, este imposibil fără să recunoști că ai o problemă și este imposibil să fii mântuit dacă nu vrei Fiul Omului. În Luca capitolul 5 și Ioan capitolul 5 sunt două texte în capitole, în același capitole. În Luca capitolul 5 este un lepros care a evadat din leprozerie. A venit atât de aproape de Domnul încât i-a spus așa, dacă vrei, tu poți. Și ce spune Domnul Iisus? Da, vreau. Fii curățit. În Ioan capitolul 5 este Betesda. Betesda înseamnă casa harului, casa îndurării. Dar știți cine locuia în casa harului și în casa îndurării? O mulțime de bolnavi și sunt descris câteva boli acolo. Domnul Iisus se uită la unul bolnav de 38 de ani. Și Domnul zice așa, eu vreau și pot, dar tu vrei, că dacă nu vrei, este imposibil să fie. Deși există soluția pentru iertarea ta. Este imposibil să fii mântuit, chiar dacă stai aici în adunare. Dacă nu vrei astăzi, acum, să te smerești înaintea lui Dumnezeu. Habar nu-mi dacă ne vom mai întâlni sub soare. Dumnezeu atât de mult a iubit lumea, că a dat tot ce avea.
singurul care poate mântui. Dar el mântui o problemă reală pe care tu trebuie să o recunoști. Și el mântui nu doar o problemă care o recunoști, o problemă care vrei să o rezolvi în sângele lui. Vrei? De aceea am venit în dimineața asta aici. De asta am lăsat biserica și pruncii și nevastă. Să-ți spun că este sos de vindecare, dacă vrei. Că este singura formă de vindecare. Și că tu, în mod cel, ai o problemă. Numai că nu vrei să-l cunoști, dar oare, de acolo. De aceea, am vrea să cântăm. Credeți că am putea cânta chiar așa, cântarea asta, așa cum sunt, atât de bine. Putem cânta. Haideți să-i cântăm.